Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea Coprofon Online. Începem semestrul 2, în forță și cu toate pânzile sus, nu, Stefania? Așa. Stefania și Darius, avem un nou coleg la clasa 5-a. Te salut, Darius, și pornim la treabă. Nu mai intrăm în discuții, pentru că timpul costă bani, da? Da. Tema pentru acasă. Pentru acasă. Clasa a 5-a. Bun. Stefania, dă drumul. Aflați multiplii lui 7. Aflați multiplii lui 7. Și o să notăm așa. E 7, da? Multiplul 7. Asta e prima chestiune, da? Mai mare ca 20 și mai mici ca 64. Deci să fie multiplul 7 și multiplul al lui 7 să fie cuprins între mai mare ca 20, ai zis, nu? Da. Și? Și mai mici ca 64. Și mai mici ca 64. Multiplul 7 care sunt cuprinși între 20 și 64 și tu scrii. Toată lumea întâmplă contă. Tema e... Fără egal, nu? Cuprinși. Da. Strict, da? Fără egal. Cuprinși între acestea. Corect. Multiplul 7, cuprinși între 20 și 64. Egal cu mulțimea, multiplul acesta al 7, cuprinși între 20 și 64, sunt... Ia să vedem care sunt aceștia. Da, Mihaela, să rădună, să mă întreabă. Da. Da. Zic, propriu, e obișnuit, da. Da? Da, bine. Da, da, da. Deci, hai să vedem. Primul multiplu de 7, dincolo de 20. Un multiplu de 7, adică un număr care se împarte exact la 7, dincolo de 20. 21. 21. Da. Deci 21. Perfect. Apoi, următorul. 28. 28. Sigur că da. 28, 21, 28. Apoi. 35. 35, 75, 35, da? 35, apoi. 42. 42, apoi. 49. Hai, mai dăm o 7. La 42 mai dăm o 7. Asta este, da? 49. Apoi. Încă un 7 la 49. Ce stăm? 56. Apoi. 73. Dar l-am depășit pe 64, nu? Da. Poate 73 ar veni după 56. 56, 7 ori 8, 56. 7 ori 9, 63. 63, nu 73, 63. Da? 63, dar 63 e bun, e bun, e bun. Bun e că e mai mic decât 64. Da? 63. Și iată, ne-am oprit aici. Ăștia erau multipli toți de 7. Vă dau eu un altul. Spuneți-mi toți multiplii de 7, nu de multiple, multiplii de 6, cuprinși între 125 și respectiv 200. Care sunt multiplii de 6, cuprinși între 125 și 200? Multiplu de 6, cuprins între 125 și respectiv 200. O, 131.
131, ar trebui să împarte exact la 6, nu? Deci să ne gândim la un număr care e dincolo de 125, care se împarte exact la 6. Ai adunat un 6, dar nu știu dacă 125 este multiplu de 6. Deci trebuie să ne gândim așa. 6 ori 20, cât face 6 ori 20? 6 ori 20. 120. Deci 120. 126. Deci primul este 126, care îmi depășește. Deci ai văzut că și mecherea am gândit eu? Da. Am zis așa, bă, ia să mă apropiu de 120. Cine ar fi cel mai apropiat? 6 ori 20. Fac 120, da? Da. Fac 120 și repede să-l depășesc pe 120, adică mai pun 6. 126. Da. Dacă îl împărțim pe 126 la 6, se împarte exact. Da? Deci 126. Apoi, după 126, cine ar fi? 132, că am mai pune lui 6, lui 6 încă 6, 132. Apoi? 138. 138, sigur că da. 138. Apoi? Ștefania? 138 și cu 6? Cu 6. 144. Și cu 6? 150, apoi 156, mai repede să se numește. 162, apoi 168, apoi 174, nu? Da, 174, apoi 180, da? 180, am mai pus 6. 186, apoi 192 și 198. Și cu asta, basta. M-am oprit exact. Ăștia sunt toți multipli de 6, cuprinși între 125 și 200. Important a fost să văd cu cine pornesc. Da? Important a fost să văd cu cine pornesc. Cu cine pornesc? Păi pornesc cu... să-l depășesc un pic. 126 a fost deștept. Da? Numărul deștept. Hai să văd altceva. Vreau toți multiplii de 13 cuprinși între 100 și 200. Care sunt multiplii de 13 cuprinși între 100 și 200? Toți multiple de 13 între 100 și 200. E important cu cine pornesc. Că eu nu știu că adun un 13, adun un 13. Ați văzut și mai chelia, că va veni mai greu un pic. Da. Deci eu împart 100 la 13. Deci împart 100 la 13. Să văd din câte ori merge. Hai să vedem din câte ori merge 100 la 13. 6, hai să pun 6. 6 ori 3, 18. 6 ori 6, 1, 7. 8 din 10, 2. 7 din 9, 2. 22 mai mare decât 13. Nu-i bine. Deci se iau de câte ori? De 7 ori. 7 ori 3, 21, 1 și 2. 7 ori 7 și cu 2, 9. Rest, 9. 9 e mai mic decât 13. E bun. Deci, primul multiplu de ar fi fost 91. Uite că 7 ori 13 face 91, care se apropie de 100, da? Dar e mai mic decât 100. Așa o să iau de 8 ori 13. Fiindcă mi-a dat rest, iau 8 ori 13 și asta ar fi... 104. 104, așa ar veni, să vedem. Tu ești foarte repede, foarte rapid. Ia să vedem. Dacă el are dreptate 13 ori 8, da? 3 ori 8, 24, 4 și 2, 8 ori 1, 8, și cu 2, 8 și cu 2, 10, da? 104 ai avut dreptate, acum ai știut, cum ai făcut? Hai să spune, spune și nouă.
Ai mulțit repede? Ți-ai dat seama imediat? Sau la 91 ai numai 13 șmechere ce ești. Ai că ai făcut așa. Da. Ai, dar nu se ne spune. Fiate cine face. Nu ne spune secretele care. Astăzi. Deci 91, care a văzut că e multiplu de 13, ai adunat repede la 91 un 13 și i-a dat 104. Și a fost foarte fericit. 104. Ai zis primul 104. Deci 104. Apoi. 117. Cum ai făcut așa repede? Păi, că vreau 13, așa e. 117. Apoi. 130. Sigur că da. Apoi. 137. 130. Dacă adunăm 13. 143. Sigur că da. 143. Apoi, Ștefania. 156. Corect. 156. Apoi, Ștefania. 169. Și 9. Ah, și 9, da. Da, 169. Apoi. 172 sau 82? 82. Că s-a făcut 10 repede și am sărit încă, da? 182. Sigur că da, 182. Apoi. Eu? Da. 195. Și gata! Foarte tare, foarte tare. Astea sunt toți multipli de 13 între 100 și 200. Vedeți ce facem noi aici. Puteam să ne oprim repede. Făceam exercițiuri și noi am mai făcut niște exerciții. Că asta facem la Profomai. La Profomai nu ne mulțumim să facem la chestiunea aceea. Imediat facem și alte lucruri legate de asta, da? Deci asta este lucru foarte important. De ce mă iubesc foarte mult cei care intră pe Profomai? Colegii tăi, Darius și alții care o să afli. Și acum stă acolo și frumos stau acasă și fac veția așa, care se boieri. Da? Bun. Să vedem. Vă gândiți la multipli de 17 cuprinși între 100 și respectiv 200. Asta ca temă acasă. Multipli de 17 cuprinși între 100 și 200. Și să trecem la următoare de și tu, Ștefania. Efectuați. Efectuați. Corect, da. 1 la 33. 1 la puterea 33. Plus 0 la 17. 0 la puterea 17. Plus 17 la 0. Da. Plus 5 la 2. 5 la 2, egal. Ștefania, și tu, Darius, urmărești. 33 ne va da cu 33. Cum ai gândit? Ce înseamnă 1 la 33? 1 la puterea 33 înseamnă? 1 de 33. 1 ori 1 ori 1 de 33 de ori. Înmulțit. Da. Și cât face? Ori. 1. Da. 1 la orice putere face 1. Poți să fie și 1 la 200. Și 1 la 1 miliard. N-are importanță. 1 la orice putere este 1. Deci egal cu 1. Plus. 0 la 17. 0 de 17. 0 ori 0 ori 0. 0. De fapt, ori 0. 0 cu hotărâri, dar ți-ți ceresc cu mine, nu știi? Ai intrat în mână. Aveam mai stilul nostru. Deci 0 este, nu? 0 plus 0. Plus. 17 la 0. 1. Deci orice număr la putere 0 face 1. 1. Plus 5 la 2. 5 la 2. 10. 5 la 2. 5. 5 la 2. E 5 ori 5. Bă, ce face? 5 la 2. Asta de sus îmi spune de câte ori mulțit pe 5 de prin el însuși. 5 ori 5. Și egal cu 25. Da? 25. Deci plus 25. Și egal mai departe cum? Ia să vedem cât face aici. Deci 2 și cu 25?
27. Răspuns 27. Hai să mai vedem. De, aici v-am cam prins, descoperiți. De ce? Că unul la orice putere nu știa că îți face, că 0 la 17 și 17 la 0 și 5 la 2. Ia faceți voi calculul la tot. 3 la puterea a 5-a plus 7 la a 2-a plus 9 la 2011, totul la puterea 0. Plus 7 la a 2-a la puterea 0 plus 3 la 0 la 5-a și plus 1 la puterea 2015. Da? La puterea 2015. Egal. Darius? Deci calculăm 3 la puterea 5-a, nu? 0. Acum atunci dacă face 0, fiindcă e la puterea 0. Orice număr la puterea 0, cât face? 1. 1! Puteam să spun eu o șmecherie cât ar fi vrut. Păcă alea era următoare aici. Să te apuci să faci 3 la 5 așa. Yeah. Și până 9 la 2011. Niciodată. Deci poți să spui tot o trasnaie acolo. Dacă duci la puterea 0, face 1. Terminat. Deci face 1 plus. Puterea 2 la 0. Face... Mai întâi 2 la 0. 2 la 0 face 2. 1. 1! 2 la 0 face 1. Și 7 la 1 ia 7. Deci face plus 7. Plus... Plus 3. O, 3. Fiindcă 5 la puterea... Nu, e 0 la 5-a. 0 la 5-a cât face? 0. 0. Și 3 la 0? 1. Deci aici iarăși 0 la 5 face 0 și 3 la 0 face 1. Deci plus 1 și plus 1 la puterea 2015 plus 1. Sigur că da, plus 1. Final face cât aici? 10. Da? Final este egal cu 10. Iată că am rezolvat și acest exercițiu, alt exercițiu. Da, deci scrie exercițiul și da, dacă ceva nu înțeleg, nu înțeles, Darius? Întrebi. Tot e perfect, doamnă, s-a înțeles. Așa. Știi ce faci? Când nu înțelegi ceva și întrebi, faci un bine extraordinar tuturor prietenilor noștri. Că cei care vor urmări după aceea pe internet, o spune, băi, m-a ajutat acolo, m-a întrebat chestia asta. Uite, eu n-aș fi înțeles. Asta trebuie să înțelegi. Deci, voi, în afară de faptul că vă ajutați pe voi în ceva, dar faceți un mare, mare serviciu pentru prietenii noștri. Pentru lecția asta rămâne pe YouTube pentru veșnicii, cine știe cât. Habar n-am. Habar n-am. Cât va exista YouTube. Așa. Până vom găsi o altă soluție, deocamdată merge pe YouTube, YouTube acolo dă posibilitatea să încărcăm. Știi câte lecții aveam tu, Darius? Nu. Hai, spuneam. 100? Și ceva. 1000? Ne apropiem de 1000 de lecții. Dar fiecare... 1000 de lecții, dar pe total cu apicultură, numărul filmurilor a ajuns la 2500 și aproape 60. Da? 2560 de filme. Dar nu rămânem aici, că fiecare zi adăugăm. Da? Iată, până la urmă, diseară, voi adăugăm număr de lecții. Și dumneavoastră, de când... De când facem asta? Da. Păi când vineam pe la tine în 2010, erai micuț, de atunci am pornit. Da. Așa. Dar amintesc acum. Da? Da, da, da. Am venit și cu manualul, cu videomanualul, da. Ți-am arătat. Așa. Zice, mă zice, Ștefania. În paranteză, 10 la a doua. 10 la a doua. Minus 8 la a doua. 8 la a doua. Închidem paranteza. Da. Împărțit la 7, împărțit la 2.
Da. Plus 3 la 4 împărțit la 27. 27 egal cu. Nu? Atât. Da. Vorbește? Păi acum 10 la 2 minus 8 la 2. Trebuie să facem. Da. Și cât faci 10 la 2 minus 8 la 2? 7. Păi, 2. De ce ai zis 2? Păi, nu facem 10 minus 8, că avem același... O, nu-i mulțire. Trebuie să facem calculul. Deci trebuie să facem 10 la 2, care face cât, cât face Darius? 10 la 2. 164. Deci vine 100. 100. Minus 64. Deci aștept, atenție, Ștefania, să fac ca și calcul concret. Da. Că n-avem cum să fie. Dacă ar fost în mulțire, atunci le mulțeam și totul la... Deci la adunarea aceasta scădere n-ai voie să faci asta. Împărțit la 6 împărțit la 2 plus... Facem 6 împărțit la 2 întâi? Darius, am putea face 6 împărțit la 2? Că tot vine vorba aici. Și o să împărțim la 2, da, face 3. Ștefania, tu ai ceva de obiectat? Hai, nu mai facem 3 și după. Vă întreb, uitați așa. Am 16 împărțit la 4 împărțit la 2. Cât faci? Hai să facem capul ăsta. 16 împărțit la 4 împărțit la 2. Cum ai făcut? Am făcut 16 împărțit la 4. Cât faci? Împărțit la 2. Și am făcut mai întâi 4 împărțit la 2. 4 împărțit la 2. Și mi-a dat 2. După care am făcut 16 împărțit la 2 și mi-a dat 8. El spune că 8. Tu ce spune? Deci, el a făcut întâi 4 împărțit la 2. I-a dat 2 și prin 16 am împărțit la rezultatul ăsta. Și atunci... Egal cu 2. De ce 2? Fiindcă 16 împărțit la 4 este egal cu 4, împărțit la 2 este egal cu 2. Nu? Asta e. Se execută în ordinea în care apar. Nu faci tu de capul tău pe la sfârșit pe acolo. Deci, Darius, atenție! Deci egal cu... Da? Atenție! 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 Se fac operațiile în ordinea în care apar. Se fac operațiile în ordinea în care apar. Adică dacă sunt de același grad, le facem în ordinea în care apar ele. Nu facem trăznăi de astea. Deci face 16 împărțit la 4 împărțit la 2 egal cu 2. Nu! Nu! Egal cu 16 împărțit la... Dacă ar fi fost 4 împărțit, dacă ar fi fost 4 împărțit la 2 în paranteză, ai făcut paranteza așa. Da? Deci nu, nu se fac așa ceva. Este o mare greșeală, că ne dă ce rezultat? Asta spuneam, ne dă 16 împărțit la 8, care face, nu, 4 împărțit la 2 face 2, 16 împărțit la 2 egal cu 8. Fals. Fals, așa, așa ceva nu, da? Dar n-am putea face și într-un alt fel, adică facem 4 împărțit la 2 egal cu 2, împărțit la... Păi tocmai asta spuneam. Mă gândeam la altceva. Dacă vrei să faci o treabă altfel, în loc să spui că îl împarți pe 16 la 4 și pe urmă îl împarți la 2, poți să spui că pe 16 îl împarți la 2. La 4 ori 2. Adică faptul că îl împarți odată și mai împarți încă o dată, la 4 și pe împarți și îți dă la 2, de fapt parcă îl împarți pe 16 la 4 ori 2. Și ar fi 16 împărțit la 8 și face cât? 16 împărțit la 8? 2. Egal cu 2. Copii, atenție, mare atenție.
Dar ca să nu intrăm în panic, să ne greșim, nu mai faceți așa cum v-am arătat eu, ci executați în ordinea în care apar. Nu? În ordinea în care apar. Foarte important acest lucru. Haideți să ne dați la ghișițiu, că l-am lăsat undeva în drum. Plus cât aici? Plus 3 la 4. Cât face 3 la 4? Lăsăm așa, 3 la 4. Dar vreți să-l calculăm totuși? Da. Cât face 3 la 4? 3 ori 3 din 4 ori. Și ar face cât? Și egal cu 9. 9 ori 9, 81. Deci egal cu 81 împărțit la 27 și egal mai departe cu. Hai să vedem cât face. 100 minus 64 face cât? 100 minus 64 egal cu Stefania, 100 minus 64 face 36, nu? Da? 100 minus 64 face 36, vine? 36. Deci egal cu 36 împărțit la 6 împărțit la 2 plus 81 împărțit la 27 81 împărțit la 27 facem împărțire efectiv. Cât face 81 împărțit la 27? De câte ori merge? De 2 ori. Eu zic că de 3. 3 ori 7, 21. 3 ori 2, 6. Și cu 2, 8. Da? Deci rezultatul este 3. Plus 3. Egal mai departe cu. Cum fac aici? 3, 6, împărțit la 6. 6 împărțit la 2. 3 și 6 împărțit la 6 face 6. 6 împărțit la 2 egal cu 3. Nu? 3 plus 3 și egal cu 6. Deci la ghișitul tău, valoarea, rezultatul este 6. Dar am să-l mai iau. Am să-l mai iau încă o dată. Și am să-l fac într-o altă idee. Nu într-o altă idee. Ce mai am? La urma urmei, mai bine mai fac un alt ghișitul. Ia să zicem așa. Să zicem, 11 la a doua minus, deci 11 la a doua minus 21, totul de împărțit la 10, împărțit la 2, plus 3 la a 7-a, nu, 3 la a 5-a, împărțit la 81, plus 5 la puterea a 2-a la puterea 0, plus 3, plus 2 la a 2 la a 8-a împărțit la 2 la a 3-a și împărțit la 8. Egal cu. Te rog. Hai să-l gândim noi până vine Ștefania. 22 minus 21 egal cu 1, paranteza. Deci, 11 la a doua face 22, da? Cum ai făcut? Am făcut 11. 11 ori 2. Băi! Mă faci să strig în gura mare. E bine așa? Nu e bine. Deci ce trebuie să facem acolo? Cum e corect? Să facem 11 ori 11. Uh-huh. Da? Deci urgent este... 11 ori 11, să facem așa. 121. Face? 121. 121, așa, da. Băi, dar restul, tu te joci cu mine aici, băi. Tu te joci cu ursul. Știi cum zici ursul, nu? Da. Nu știu, tu sunt profesor ursul. Știi chestia aia. Băi, nu te juca cu ursul, adică ursul, super, da? Nu te juca cu ursul. Bine? Deci facem ce? 121, da? Deci 121
împărțit, minus 21, tot în paranteză împărțit la 10, împărțit la 2, plus... Ce părere ai? 3 la 5 este egal cu... Deci 3 la 5 egal cu... Deci am făcut 11 la a doua, 121. Da? Deci 121. Minus 21. Așa. Tot împărțit la 10 la... împărțit la 2. Plus... Acum... 3 la 5 împărțit la 81. Ce ai de gând să faci, Darius? La ce te gândești? Facem 3 ori 3 de 5 ori. Și cât faci? 3 ori 3 ori 3 de 5 ori? 243. Face 243. De acord. Deci eu zic să lăsăm așa, pe 3 la 5. 3 la 5. Împărțit la 81 și în loc de 81 să zicem 3 la cât este 81? 3 la 5 au făcut 243. 3 la... A patra. La a patra, am văzut mai înainte. Deci împărțit la 3 la a patra. Așa. Deci împărțit la 3 la a patra. Plus 5 la 2 la 0. Adică ți-ar face 5 la 2 la a doua totul la 0. Și 5 la a doua la 0. O... 2 la 0 face 1. Și 5 la 3, 5. Deci plus 5, plus 2 la 8, împărțit la 2 la 3 și împărțit la 2. Cât credeți că face? Deci deocamdată face 2 la 8, împărțit la 2 la 3, să copii baza, să scade exponenții, deci face 2 la 5, deci va face 2 la 5, dar scriem tot timpul, mergi mână-mână cu mine. Ce? Nu ți-e clar? Da, mai cam clar. Nu, și lucrezi. Să te uiți că e cel și lucrezi cu mine, e simultan. Da? Suntem la prima oră, de ce nu ți-e clar că am trebuit să procedăm? Am împărțit la 2. Și egal mai departe, Ștefania, uite la Ștefania ceva. Ce să uite numai că e țelul ei și lucrează. Da? Ștefania condumă. Știi, așa zicea. 100. Va fi 100. Da. Împărțit la 2. Plus. Plus. 3 la a 3-a. 3 la a? Cum se împart două puteri care au aceeași bază? Copiem baza? Copiem baza și scădem exponenții. 5 minus 4? 1. 3 la a 1-a. 3 la a 3-a. 3 la 3-a. 3 la 3-a. Ai pronunțat greșit, da? Dar te vin la 3 la 1-a, nu? Da. Plus 3, pur și simplu 3 la 1-a, da. Plus... Plus 5. Da. Plus... Plus 2 la 5-a. Da, 2 la 5-a, care face... 25. 25. Da, 25. Deci 2 la 5-a face 25, da? Da. Cum te-ai făcut tu, de fapt, 25? Păi m-am gândit în urmă că ați făcut... O una era 5 la a doua. Da, și acum... E 2 la 5 asta. 2 de 5. Deci 2 mulțit de ori de 5 ori. Dar de ce să mai pierdem noi timpul? Cum să împart două puteri care au aceeași bază? Uite aici. Așa, 2 la 4. 2 la 4. Deci nu facem calculul la împărțiri, când avem împărțiri și mulțiri. Când avem adunări și scăderi, nu avem încotro. Da? Deci acolo cât face? 2 la a 4. Și cam mai departe cu? 100 împărțit la 10. Cât face? 10. 10. Deci egal cu 10. Împărțit la 2. Plus? Plus 3. Și cu 5? 8. Plus 8. Plus 2 la 4? 2 la 4. 2 ori 3, 4. Ori 2, 8. Ori 2, 16. Plus 16. Și egal mai departe. Cu 10 împărțit la 2? 5. 5 plus
16 și îi dau mai departe cu 5 și cu 8. Și cu 18, 13. Și cu 16? Și cu 16? 13 și cu 16? 29. Deci 13, 2 de 10, da? 29. Rezultat corect, 29. Mai facem încă unul și spunem 2 la a 7-a plus 2 la a 5-a. Totul de împărțit la 2 la a 5-a împărțit pe urmă la 5 plus 3 la puterea a doua la 0 la 7-a, 3 la a doua la 0 la 7-a, așa, plus 12 la a doua minus 44, totul de împărțit la 5 împărțit la 2 egal cu. Ia să facem cu asta. Da? Aștept inițiativa voastră. Darius, cum gândește ghișițiu? Păi, facem 2 la 7 de 4, de 7 ori. Deci 2 ori 2 ori 2 ori 7. Da. După care ne dă... face un număr destul de mare. Da? Nu e chestiunea ca mată, dar pierdem timp. Alte idei vreau. Acum am dat seama. Scădem exponențele. Adică facem luăm bazele și dacă ar fi împărțirii, mă. Asta. La împărțire se fac copii în baza, scade exponenții. Deci nu... Eu am făcut așa la scădere. Sigur că da! Și s-a fript. Nu mai face chestia asta. Ceva trebuie să facem mai deștept. Decât să facem 2 la 7 care... Dacă ar fi fost 2 la 300, ce făceam acolo? Că nu sunt mai termeni. Trebuie să vedem o idee. Șaptele ăsta... De cum se mai poate scrie? Poți să-l scriu ca fiind 5 plus 2? 7. De sus? Deci zic așa. 2 la puterea 5 plus 2 plus 2 la a 5-a în paranteză împărțit la 2 la a 5-a împărțit la 5 plus. Dacă am dreptate până aici. 7-le astea de aici l-am scris 5 plus 2. Știți voi de ce am gândit eu așa? Deci nu am scris pe 7 ca fiind 3 plus 4. Ca să facem mai întâi 2 la 5. Ori 2 la a doua. Că fiind adunarea de exponenți, de unde provine adunarea? De la mulțirea a două puteri. Deci pe 2 la a 7-a, îl scriu ca fiind 2 la a 5 ori 2 la a doua. Dar de ce am fix, de ce visez eu la asta la 2 la a 5 ori 2 la a doua plus 2 la a 5-a? Da? Eu aici am visat. Ca data viitoare să scot în factor comun pe cine? 2 la 5. Pe 2 la 5-a. Dar ce șmecherie am? Deci o șmecherie tare de tot, în loc să fac calculul ăsta. Cât face 2 la 7-a, cât face 2 la 5-a, să le adun, să nu știu ce, pe acolo, să pierd foarte mult timp. Sunt foarte șmecher aici. Și pe 5, pe 7 ăsta, scriu ca 5 plus 2. Și atunci zic, de unde provine adunarea exponenților? De la ce operație de puteri? La mulțirea a două puteri.
Și atunci zic 2 la a 5 ori 2 la a 2 plus 2 la a 5 și data viitoare văd pe 2 la a 5 în factor comun, îl să scot pe 2 la a 5 în factor și va veni 2 la a 5 pe lângă 2 la a 2 ori 1 plus 1, că aici e ori 1, da? Și vom vedea, deci este o manevră foarte interesantă pe care o fac aici. Așadar, plus mai departe, cât zic acum? Plus 3 la... Hai să continuăm exercițiul, după ce am scris așa. 3 la a 2 la 0 la 7. Cât face aici? 9. Apoi 0 la 7 a 1. Nu, 0 la 7 înseamnă 0, 0, 0, 0. Face 0. 0. 0. 2 la 0. 3. 2 la 0 face 1. Și 3 la 1 a 3. Foarte tare. Foarte bine, da. Deci plus... 3 plus. Aici ce mă sfătui să fac? Să facem 12 la a doua. Da. Cât face 12 la a doua? 12. Ori 12. 12 ori 12. Ia să mă zic. 12 ori 12. Face 100? 144. Așa, 144 minus 44 totul de împărțit la 5 împărțit la 2. Și egal mai departe cu. Hai să vedem calculul. Acum 2 la 5 ori 2 la 2 plus 2 la 5. Foarte tare, foarte bine. Deci scriem acum în loc de 2 la 5 plus 2, 2 la 5 ori 2 la 2. Ia să scriu și eu mai frumos, că... Deci zic acum, 2 la a 5-a, ori 2 la a 2-a, plus 2 la a 5-a, în paranteză, împărțit la 2 la a 5-a. Împărțit la 5. Împărțit la 5, împărțit... Nu, plus... Plus 3. Plus 3, plus... Plus 100. Plus 100, da. Împărțit la 5, împărțit la 2. Și egal mai departe cum? Scoatem un factor comun pe 2 la 5. Sigur că da. 2 la 5-a pe lângă. Pe lângă. 2 la 2. Factorul comun 2 la 5-a, vezi, Darius? 2 la 5-a e și aici și aici. Am scos un factor și a rămas, dându-l pe 2 la 5, a rămas 2 la 2-a. Da? 2 la 2-a. Plus, da. Plus în loc de 2 la 5 aici, care am scos un factor, 1. Plus 1. Darius, dacă nu ți-e clar, eu insist încă o dată aici. Există proprietatea de distributivitate a mulțirii față de adunare. Și când vine 2 la 5 ori 2 la a 2 plus 2 la 5 ori 1. 2 la 5 ori 2 la a 2, adică exact aici, plus 2 la 5 ori 1 și noi am făcut manevra invers. Am scos factorul comun 2 la a 5, deci dragilor, pe 2 la a 5 l-am văzut comun și aici și aici. Da? Și scoțându-l pe el în față, l-am pus în fața parantezii, mi-a rămas din primul termen 2 la a doua și din al doilea termen mi-a rămas 1, da? Ei, și acum zic mai departe, împărțit la 2 la 5, plus împărțit la 5, plus, plus 3, Ștefania vorbește. Plus, acum 100 împărțit la 5. Care face cât? 20. Dar eu ascult numai la urechea la ea și nu vei să la tablă. Nu te mai este loc. Scrie așa după ce la odihnă. Vezi tu exercițiul tău. Curge și exercițiul tău pe caițel. Deci trebuie să înveți să fii independent. Da? Plus 20 împărțit la? 20 împărțit la 2. Și egal mai departe cu Darius continuă. La comandă Darius. Egal cu lucrez. Lucrez. Deci lucrez și zici. Vine 2 la 5 ori. 2 la 5 ori 2 la 2 plus. Cât face 2 la 2? Face, că e ușor de făcut. 2 la 2 plus 4 și cu 1? 5. 5. Deci vine 2 la 5 ori 5 împărțit la 2 la 5 împărțit la 5 plus plus 20 împărțit 10 plus, plus 3, mai este acolo, plus 3 plus 10 și egal mai departe cu Ștefania
avem într-o parte 2 la 5 ori și într-o cealaltă parte împărțit, adică ăsta tot se împarte la ăsta. Și fiindcă unul din factori este 2 la 5, ești ca și cum ai împărți 2 la 5 la 2 la 5. Da. Și face 1 și rămâne 1 ori 5 ăsta, da? Deci vine 1 ori 5 face 5. Încă o dată. Noi avem 2 la 5 ori 5 împărțit la 2 la 5. Dacă ar fi fost mai 2 la 5, cât ar fi fost dacă împărțeam pe 2 la 5 la 2 la 5? Făcea 1. Și atunci 1 acela, era rezultat ori 5 de aici, face 5. Și vine 5 împărțit la 5 plus 13, ca să mai pierd timpul. Și egal cu 5 împărțit la 5 face 1 și cu 13 14. Terminat exercițiul. Deci iată rezultatul corect. Am propus eu repede niște exerciții ca să exersăm cu multă grijă ce noutate a fost aici, cu factorul ăla comun. Deci nu facem calculul acolo. Că dacă vă pun să facem următoare, hai numai expresia asta să vă dați seama cât de importantă este ideea mea. Deci dacă vă spuneam așa. Hai să zic în felul următor. Dacă aveați de făcut, Darius, următoarea chestie, anume. Să zicem că aveați 2 la puterea 100 plus 2 la puterea 99 plus 2 la puterea 98. Totul de împărțit la puterea 2 la 98. Numai asta. Dacă ați fi avut așa ceva, ce ați fi făcut voi într-o situație de asta? Păi dacă vrei să calculezi 2 la 100, Darius, crede-mă că te las singur aici și eu plec să mă plimb prin Bacău. Știi de ce? Foarte mult și pierde timp. Nu, dar dă un număr foarte mare. 2 la 100, nu vreau să cred că de mare, da. 2 la 10 a făcut 1024. Da. Deci 2 la puterea 100, da, suntem atent și șmecherii. 2 la 100 poate fi văzut ca fiind 2 la puterea 10, totul la 10. Că așa zic o putere la altă putere. 10 ori 10 face 100. Iar 2 la 10 face 1024, totul la puterea 10. Iar 1024 înseamnă 1024. Ori 1024. Ori 1024. Și ori, așa mai departe, mulțit încă o dată 1024, de câte ori? De câte ori? De 10 ori. Știi ce număr îți dă ăsta? Eu nu pot citi. Crede-mă, nu pot citi. Este imens de mare, da? Cu foarte multe cifre. Ce să facem? Deci nu e vorba de calculul concret, ci trebuie o idee. Asta e povestea. Și să vă văd ce idee. Da? Ne trebuie neapărat o idee ca să putem face exercițiul ăsta. Vreau să văd. Ce idee vă vine? Aștept la voi o idee. Cine vede cum gândi mai ieșițiul ăsta? Păi vedem că avem 2 la 98 când e adunat și după împărțit 2 la 98. Așa. Cum să scriu pe 2 la 99? 98 plus 1. Perfect. Dacă am prins și după pe 100, 28 plus 2. Excelent!
și dăm factor comun. Da. Asta e șmecheria. Deci zicem așa, 2 la puterea 98 plus 2, ca să înțeleagă și prietenii noștri. Deci pe 100 scriu ca 98 plus 2. Plus 2 la puterea 98 plus 1, plus 2 la puterea 98, în paranteză, totul de împărțit la putere, la 2 la puterea 98. Și egal mai departe cu. Ia să văd. Egal cu cine? Scoatem un factor comun pe 2 la 98. A, așa. Dar ca să înțeleagă prietenii noștri și mai repede? Adică 2 la 2. 2 la 98, 2 la 2. Da. Zicem așa, da? Ca să se vadă că de unde provine adunarea exponenților. De la mulțirea două puteri cu aceeași bază, da? Deci o să scriu egal cu 2 la puterea 98 ori 2 la 2 plus 2 la puterea 98 ori 2 la 1 plus 2 la puterea 98 2 la 98 în paranteză, totul de împărțit la 2 la puterea 98. Și este egal cu. Ia să vedem cu cine este egal. Ia să vedem, să vedem acum cu cine este egal. Acum scoatem un factor comun. Asta e! Vedem factorul comun. Factorul comun este aici. Ăsta e. Și aici, și aici, și aici. Da? Și atunci îl scoatem pe ăsta. Îl punem în fața paranteții. Deci va fi egal cu... Cu cine? 2 la 98. Egal cu 2 la puterea 98. Deci 2 la 98. 2 la 98. Pe lângă. Din primul mi-a rămas, când am scos pe ăsta, m-a rămas 2 la a doua. 2 la a doua. Plus. Din al doilea. 2 la a întâia. Plus 1. Plus 1. Aici pot să spun ori 1, nu? Că la mulțirea cu 1 tot același lucru. Dar trebuie să spun plus 1, pentru că numai așa la mulțire sunt trei termeni. Acolo. Împărțit la 2 la puterea 98. Și acum vine 2 la 98 ori 2 la 2 cât face? 4 plus 2 6 cu 1, 7. Ori 7 pot să zic deodată. Ori 7 împărțit la 2 la 98. Și acum observăm că avem în amândouă părți. De aici, 2 la 98 împărțit la 2 la 98, parcă ar fi 2 la 98 împărțit la 2 la 98, face 1 și 1 acela ori 7 egal cu 7. Da. Da? Deci rezultatul corect este 7. Păi, dacă aș fi făcut 2 la 100, vedea ceva. 2 la 99 altceva, plus 2 la 98 altceva. Și le adunam. Și le dădea un număr imens. Și până mă faci împărțit la... Da, nu fac așa. Eu când adunam pe telefon, de exemplu, să văd cât mare pas fie numărul, îmi dădea E100 nu știu cât și S sau poate. Ce înseamnă? Îți dădea sub formă de exponențial o chestie de asta. Deci nu putea nici el calculatorul să-ți dea rezultatul. Deci de aceea evităm să facem calculurile acestea. De calculatorul nu poate să prindă numărul în lungimea sa. Și îl dă sub o formă, o altă formă scrierea aceea. Da? De aceea nu aveai cum să-l citești. Ți se întâmplă așa, da? Da. Bun. Motivul este ăsta. Nu calculăm concret, ci ne bazăm pe operație cu puteri. Aici e șmecheria. Deci dacă ne ducem așa, vă amintiți că ne arăi tot cu Cristina, nu? Da. Și am făcut noi niște chestii de acolo și vă lăsam. Eu zic, faceți voi, că eu nu mai trebuie să fac așa ceva. Da? Și voi ați fost de acord că nu se poate. Trebuie găsite șmecherii de lucru pe baza operațiilor cu puteri. Și aici v-am arătat că, de fapt, toată șmecheria a fost ce? Să gândim partea asta, să vedem factorul comun 2 la cât a? 2 la puterea 98, care e comun, pe care îl scoatem în factor, nu? Și îndată ieșițiul merge foarte bine. Da. Acum următoarea ieșiție, că ne-am întins aici cu discuția destul de mult. Și cred că schimb acum fișierul, corect. Așa, mai face Ștefania.